de la cele două servicii se rezumă la inventarul dosarelor. Atât. Deci o listă de inventar. E ca și cum aș trimite un colet undeva și pentru a nu se pierde ceva pe drum, aș pune o listă de... Sunt date minimale, nu e vorba de instrumentul complet de accesare numit CID sau numit cartoteca electronică. Asta e problema. Unde sunt ofițerii acoperiți? Ei nu sunt livrați. În mod sistematic, nu ni s-a spus cine a lucrat ca ofițer acoperit. Ofițer acoperit trebuie să ne spună actualul SIE, pentru că pe direcțiile celelalte, în mod firesc, nu se lucra cu ofițeri acoperiți. În marea majoritate erau ofițeri cu numele lor real în dosare. Da? Dosare care vin de la direcția 1, 2, 3 și mai departe. Când o să avem evidența cadrelor, o să știm cine a fost ofițer acoperit și cine nu. Altfel, nu o să știm. O să întrebăm la bucată și fie o să ni se răspundă, fie nu o să ni se răspundă, fie o să ni se răspundă incomplet. Problema dramatică însă este alta. Când nu ai deloc o cunoaștere, poți să spui că ești într-o situație mai bună decât când ai ceva care seamănă cu cunoaștere, care dar nu cunoaștere, e cunoaștere. Da, cum apar acești binevoitori ofițeri de securitate care vin și pretind a ne spune lucruri decisive. Unele chiar sunt. Pentru că pot fi verificate cu ceea ce știm, ori coroborate, dacă nu verificate, și vedem că e rezonabil și că seamănă cu adevărul. Dar alte lucruri... Da, e mai important ce nu ți-au spus în orice caz, decât ce ți-au spus. Deci, în continuare, suntem într-o zonă a manipulării. Suntem în zona manipulării dacă ne lăsăm manipulați. E bine să nu ne lăsăm manipulați. Putem să evităm unele manipulări, asta e sigur. Avem câte ceva care ne-ar permite... dacă nu o judecată completă, măcar o abținere de bun simț în anumite privințe. Ceea ce ar fi o atitudine rațională, da? Eu cred că mai important este acum ce putem livra cu certitudine și nu lista lungă de abțineri pe care încă suntem siliți să o producem. Pentru că lista asta se va scurta. Cred că într-un timp rezonabil. Asta cred eu. Premizele există în orice caz. Germina, vreau să te întreb un lucru care are legătură cu CNSAS-ul, dar reprezintă un salt dincolo de obiectivele lui, care reprezintă, în esență, deconspirarea securității, raportul nostru cu trecutul comunist și așa mai departe. Și anume, învățămintele umane care pot fi trase din acel tip de memorie care este stocată în dosare. Primul dosar pe care am făcut ucenicie, sub privirile vigilente ale unui ofițer de la SRI, a fost și un dosar psihologic foarte interesant. Era un dosar vast, tu știi la care mă refer, noi nu putem spune public lucrul ăsta, era un dosar în care situațiile umane erau realmente și de Cehov, și de Tolstoi, și de Dostoevski. Era ceva uluitor. Persoana respectivă fusese urmărită într-un mod sinistru, feroce și inadmisibil, cu elemente teo, de tehnico-operativă în casa în care locuia. Toate camerele erau supravegheate, discuțiile private erau consemnate și întrucât se desfășurase o dramă personală pentru familia respectivă, atunci toate astea au rămas consemnate în dosar. Eu vreau să spun, convingerea mea este următoarea, după 6 ani de privit la reacții umane la sala de studiu. Oameni care își citesc dosarele și au reacții, unele incredibile. De la plâns până la leșin, oameni care vin luând calmante înainte și li se face rău acolo, în fine. Pentru ceea ce descoperă, în ceea ce îi privește, da, sau despre alții? În bună măsură în ceea ce îi privește, adică oameni care își explică pasaje din trecutul lor abia acum, la bătrânețe, sau își explică ce s-a întâmplat cu rude apropiate după ce le-au dispărut, în sfârșit. Ce e mai important, dincolo de deconspirare, care pare să fie un scop politic, așa apare pentru cei mai mulți cetățeni, și nu este asta, sau n-ar trebui să fie, ce e mai important este să înțelegi mecanismul care a permis să se strice mintea oamenilor în asemenea măsură încât fie să colaboreze cu asemenea instituție, fie să rămână pasiv la abuzurile ei. Asta este un mecanism, eu nu sunt psiholog și nici n-am de gând să speculez în zona asta, dar cineva trebuie să o facă până la urmă. Pentru că episodul mie mi se pare unic, nu am cunoștință de o perioadă în care să se fi petrecut același lucru la asemenea scară. Atâția oameni, sute de mii de oameni care au avut dosare de informatori, să zicem că nu toți au fost informatori de adevăratele, dar au avut cel puțin un contact de felul acesta, de tatonare, da?
și au trăit pe urmă măcar cu dilema ce s-ar fi întâmplat dacă acceptam. Și alte milioane care au fost urmăriți, e vorba de milioane, să ne înțelegem. Milioane? Milioane. De ce? Pentru că, să luăm fondul informativ, da? Fondul care conține dosare de urmărire, da? Teoretic, el are, să zicem, 1.400.000-1.300.000 de cote. Asta înseamnă de titular de dosar. Dar în spatele sau pe lângă un titular de dosar, ai toată familia lui, tot cercul lui de prieteni. Ăștia poate nu au dosar pe nume propriu, dar sunt prinși în acțiunea de urmărire a celuilalt. Până la urmă te întreb cine n-a fost urmărit, șoimii patriei sau pionierii, nu știu. De recrutați, sigur erau recrutați și elevii. În urmare, care este mecanismul care duce la așa ceva? Ce fel de mecanism este ăsta? Politic, psihologic, de care? Este clar că a fost un mecanism politic care a avut urmări în felul în care oamenii interiorizau prezența lor în societate, da. Și a bazei de presupoziții pe care ele foloseau ca să ia decizii. Există o idee greșită, că asta este o instituție pentru paseiști, pentru persoane care au fie nostalgie, fie alte probleme cu trecutul și n-are nicio relevanță pentru prezent și viitor. E foarte fals, cât se poate de fals. E vorba de o lecție despre drepturile civile. Trebuie să înțelegi ce înseamnă drepturile tale în raport cu un serviciu secret. Și o temă foarte actuală, dacă ne uităm ce se întâmplă în Occident, da? Unde se încearcă exact dotarea unor legi de restrângere a drepturilor civile în raport cu serviciile, poți să înțelegi de unde și până unde durează, ține spațiul tău privat. Și asta este o problemă pe care ți-o poate pune un dosar. Care e foarte actuală. Care e foarte actuală. Vezi dosare în care microfoanele sunt în dormitor. Și nu faptul că microfoanele sunt în dormitor e important, ci că transcrierea este ad literam. Și te întrebi ce serviciu secret, ce instituție normală, care nu este patologică, face treaba asta? Ce interes operativ putea să aibă? Cum arătau tipii care transcriau? Nu, mă gândesc cum arătau șefii care au comandat asta, care citeau asta dimineața la cafea. Crezi că citeau la cafea? Da, nu cred, știu sigur că citeau la cafea. Sau mă rog, la ce-or fi băut, nu are importanță. Știu că li se dădeau astfel de rapoarte. Și era un interes lubric în chestiune? Patologic în orice caz. N-are nicio relevanță din punct de vedere operativ. Nu vreau să spun în dosarul cui am văzut asta, pentru că este o înaltă față bisericească. Este îngrozitor. Nu mai spun de oameni obișnuiți, la care nu exista nicio limită. Puteai să șterpelești printr-un informator cheia cuiva, de la casa cuiva și să intri în lipsa lui, asigurându-l la serviciu. Ce s-a făcut în mod curent și să intri în casă și să-i scotocești din toate sertarele și să nu lași urme. Și așa mai departe. Oamenii care vin și văd lucrurile astea sunt îngroziți și sunt îngroziți membrii de partid care văd asta. Pe mine asta mă încântă teribil. Sincer, e reacția pe care o consider cea mai valoroasă. Faptul că au revelații simpatizanții sau fidelii fostului regim. Cât de răspândită era practica montării microfonelor în casă? Foarte răspândită, chiar dacă se făcea pe perioade scurte de timp, fiindcă era scump. Da? Deci se aproba pentru 3 luni, o lună, se făcea verificarea inclusiv a informatorilor în felul ăsta. Ei spun acum, și eu am fost urmărit, cum să fiu eu informator, am avut microfon în casă. Nu e același lucru, sigur că nu. Și transcrierea se făcea? De multe ori ad literam, ceea ce este înfiorător. Pe mine m-a amuzat extraordinar. Nu mi-am imaginat. Piese de teatru. Eu am crezut că se fac rezumate sau pasajele semnificative. În mod inteligent, așa ar fi trebuit. În mod inteligent. Dar acolo este întreagă scenetă. Repet, sunt piese de teatru. Sunt dialoguri în care cel care transcria și interjecțiile. Da. Am văzut H. Aha. Da. Deci asta spune. Nu mai vorbesc de zgomotele. S-a dus la baie, a făcut nu știu ce. S-a trântit ușa, soțul a înjurat. Da. Mă rog. Deci, este filmul, un film despre viața românilor în intimitate, la serviciu și peste tot, la urma urmei, un film prost. În Isaia este un verset care spune că în timpurile apocaliptice, noi termenului, oamenii îi vor îmbrățișa pe călei lor și le vor cere ajutor. Îmi amintesc de... Asta s-a întâmplat cu noi. Noi eram într-un regim în care călăii erau peste noi și, de fapt, foarte mulți oameni de la ei așteptau salvarea. Și asta a fost perversiunea ultimă sau captivitatea ultimă a autonomiei morale a cetățenilor. Da. Nu mi-explic cum s-a ajuns la asta. Nu toată lumea, repet, am văzut cazuri excepționale și cazurile excepționale nu sunt nici mari intelectuali, nici unii dintre marii dizidenți.